Salutare tuturor. Salutare dragilor. Bine v-am regăsit, dragii mei. Astăzi aici și acum, vreau să vă arăt un nou ritual, un ritual pentru manifestarea unei dorințe, ca să cerem universului să ne materializeze dorința noastră. Este un ritual foarte simplu de făcut, eu deja am așezat elementele acestui ritual pe această farfurie pentru ca să nu dureze mult, să vă plictisez pe voi până aranjez și o să vă explic pas cu pas. Dar înainte de a face voi ritualul, vreau să vă sugerez ca cererea voastră puteți să cereți orice doar pentru voi. Să nu cereți în numele altor persoane, pentru ca să nu încălcați liberul arbitru. Știm cu toții că nu este ok să intervenim în viața altor persoane. Să cerem pentru noi și dacă este cu voia lui Dumnezeu, acest ritual se va îndeplini. Ne facem, într-un fel sau altul, auziți. Cerem Universului să ni se manifeste dorința noastră. Acest ritual se face oricând, pe toată perioada anului, doar atunci când avem lună în creștere. Știm cu toții când avem lună în creștere, avem mai mult liber arbitru de exprimare. Putem să plantăm semințe noi în legătură cu ceea ce ne dorim noi, să ni se manifeste, să experimentăm în această realitate acele gânduri ale noastre, să aducem în realitatea noastră ceea ce ne dorim noi. Și vreau să vă explic. De ce aveți nevoie? pentru acest ritual. De o farfurie albă, da? O farfurie mai mare, așa, ca și de pizza, dacă aveți. Nu altă culoare, doar alb. Vom folosi... În jurul acestei farfurii vom face un cerc de sare, sare grunjoasă, sare marină, sare de Himalaya. Ce aveți dumneavoastră? Știm cu toții că sarea este purificatoare, protectoare. Și formăm un cerc rotund, da? Apoi avem nevoie de 12 lumânări, fie pastilă, fie lumânări de care aveți dumneavoastră doar culoarea verde. Formăm la fel un cerc de 12 lumânări. Avem nevoie de un pahar, un pahar cu apă. Mie îmi place verdele și folosesc verde. Puteți folosi și în color, dar să nu aibă modele așa pe el, da, să fie un pahar cât mai normal. Mai aveți nevoie de ceva, uh, pentru că vom arde 3 frunze de dafin, avem nevoie și de 3 frunze de dafin. Pe aceste trei frunze de dafin ne vom scrie cu o cariocă verde dorința noastră. Aceeași dorință pe fiecare frunză de dafin. Nu vom cere mai multe dorințe în acest ritual, doar una singură, de trei ori. De ce de trei ori? Pentru că așa uh, putem să ne facem auziți mai bine și reprezintă sfânta treime, da, trei întotdeauna și orice invocare, după ultimele mele cercetări, trebuie făcută de trei ori. Orice, afirmație, minim de trei ori, trebuie să spunem ca să se manifeste. În pahar vom pune apă. După cum știm, apare memorie și noi informăm această apă cu ceea ce ne dorim noi. Mai avem nevoie de bețișoare parfumate. Putem să le aprindem înainte. Orice tipuri de bețișoare aveți dumneavoastră. Salvie, eu am folosit pentru zodii. Orice aveți dumneavoastră, da? E important, găsiți în comerț bețișoare pentru deschiderea drumurilor pentru abundență, pentru în legătură cu ceea ce vă doriți voi, da? Să fie în funcție de dorința dumneavoastră, da? Dacă vă doriți bani, trebuie să aprindeți un bețișor pentru bani. Dacă este pentru iubire, căutați pentru iubire bețișoare. Dacă aveți drumurile blocate, depinde pentru ce aveți dumneavoastră nevoie, da? Căutați în acel sens acele bețișoare. Vă creați un ritual, un altar, da? Vă puneți acolo lumânări de care aveți dumneavoastră acele lumânări preferate de voi, da? Nu contează. Este bine să facem o baie înainte cu sare uh, pentru a ne purifica corpul, câmpurile noastre, să fim liniștiți. Acest ritual nu contează la ce oră îl facem, se poate face de marți până duminică, da? Oricând avem lună în creștere. Acum mai avem câteva zile până la lună plină și putem face acest ritual. Este bine să ne purificăm dacă nu facem baie cu sare sau și dacă facem baie cu sare să aprindem un bețișor parfumat, îl ținem cu ambele mâini în zona inimii, așa și ne învârtim minim de 3 ori în sensul... Invers al acelor de ceas reprezintă sensul veții, în sens invers, da? Vă învârtiți și așa ne purificăm câmpurile noastre, ceacrele noastre, toate structurile noastre se purifică, dar în sens invers vă, vă rotiți, voi cu tot corpul și cu bețișorul, așa, în dreptul pieptului, da? Și după ce am creat noi acest, această farfurie acest ritual. Așa, avem nevoie și de bețe de chibrite pentru că se aprinde doar cu bețe de chibrite, nu folosiți brichete. Suntem liniștiți, suntem relaxați, dacă doriți vă puteți pune și o muzică de fundal, cum simțiți dumneavoastră, da? Ați creat cercul cu sare, am pus aceste 12 lumânări care reprezintă cele 12 zodii, cele 12 luni ale anului. Avem aici așa ceva să punem restul de cenușă de la frunzele de dafin. Pe frunzele de dafin ne scriem dorința noastră. Nu contează dacă scriem pe față sau pe spatele frunzei de dafin. Important să scriem, da? Ceea ce ne dorim noi. Și să cerem doar la prezent, nu cereți că eu îmi doresc. Eu am acel ceva, da? Cereți doar la prezent și să avem multă recunoștință în suflet, pentru că universul Răspunde doar la vibrațiile noastre, la ceea ce emitem noi în Univers. Acum, aici și aici, voi iniția acest ritual și vreau să aprind aceste lumânări în ordine, da? Când le aprindem, le aprindem în ordinea uh, acelor de ceas, în sensul ordinii acestea Când aprindem, continuăm cu bețeșorul, cu bățul de chibrit de unde am rămas. Aprindem de la această luminare, da? Și le aprindem pe următoarele. nu știu dacă v-am spus, este bine să avem ferestrele închise, să avem un spațiu cât mai închis când facem acest ritual. Să nu avem geamuri, uși deschise când vom face acest ritual. Să fie un spațiu cât mai închis. Nu suflați nici în bețele de chibrite, da? doar la agitați. Acum, noi ce vom face? ne relaxăm, ne centrăm, ne luăm câteva momente, așa putem să stăm 2-3 minute, 5, cât simțiți dumneavoastră, ne limpezim mintea și cerem din tot sufletului lui Tatălui Ceresc Universului să ne ajute în manifestarea dorinței noastre. Și am să spun așa, aprindem de la o lumânare care simțim. Tată Ceresc și Suprem, Aici și acum cer ca dorința mea să se manifeste în realitatea mea, dacă este cu voia ta, și dacă este spre binele meu suprem, pe toate planurile. Puteți spune și dorința. Eu n-am să o spun pentru că nu trebuie să o spunem public. Pe filmare. Oricum, Universul știe, își știe gândurile, ceea ce transmit eu în Univers. Da? Ardem aceste frunze de dafin și păstrăm această cenușă, da? Puteți folosi și o pensetă să nu vă ardeți. Faceți cu răbdare, cu multă pozitivitate, tot ceea ce cerem, cu siguranță, se va împlini, dacă este spre binele nostru mai înalt și dacă este cu voia divină. Eu așa simt că trebuie să cerem. Dacă este cu voia divină, așa nu încălcăm nicio lege a universului. Putem să ne ajutăm cu altă frunză, să ardem dacă au mai rămas resturi. Le ardem așa ușor ușor. Sper să nu vă plictisesc pentru că durează puțin dar asta este. Trebuia să mi aduc o pensetă. Dacă nu putem, ne ajutăm cu un bețișor de acesta parfumat. Trebuie ca aceste frunze să le ardem în totalitate, da? Și această cenușă, de asta am pus eu acest obiect aici, pentru că trebuie să o păstrăm, o vom pune într-un șervețel, într-o punguliță, și la noapte o vom pune sub pernă. Universul ne va trimite un mesaj în legătură cu dorința noastră. Putem primi acel mesaj sub formă de vis, sub formă de sincronicități, să încercăm să fim în prezent, în următoarele trei zile. Universul întotdeauna ne răspunde în minim, maxim 72 de ore. Dar noi trebuie să fim atenți la ceea ce ne trimite Universul, ca și informații către noi. În această perioadă vom primi o anumită informație în legătură cu dorința noastră. Cumva vom fi ghidați ce va trebui să facem pe mai departe, vom primi unele semne. Am mai rămas puțin din această frunză de dafin și am să o ard așa. Ritualuri cu frunze de dafin sunt multe. De ce am pus și apa? Pentru că această apă, la sfârșitul, la, uh, când se vor arde aceste lumânări, noi această apă o vom bea. Dar nu o vom bea doar uh, până când vom merge la culcare, la somn, da? Această apă. Această apă este o apă ritualizată, o apă uh, informată în legătură cu ceea ce ne dorim noi, da? Mi-a mai rămas puțin. Oricum au ars de tot, după cum se vede au ars aceste frunze de dafin, după ce se, va, se vor consuma aceste 12 lumânări înseamnă că ritualul s-a terminat, dacă dorim putem să mai stăm așa în contemplare 50 minute, să observăm aceste lumânări cum ard, după cum ard, ard foarte liniștit, înseamnă că totul este bine, o ardere plăcută, dacă cumva vi se stinge vreo lumânare înseamnă că sunt anumite blocaje, și este bine să înlocuiți lumânarea, și după ce s-au terminat, apa o păstrăm și o bem până, până înainte de a merge la somn, da, înainte de a merge la somn vom bea tot acest pahar cu apă, cenușa acestor frunze de dafin o vom pune într-un șervețel, într-o punguliță și o punem sub pernă și vom dormi cu ea 3 zile, da, până vom visa ceva după 3 zile aceste, această cenușă o vom pune la rădăcina unei plante sau o o aruncăm undeva în natură, da? o suflăm ori de la balcon să se întoarcă din nou în natură. Lumânările sare, resturile le aruncăm la gunoi da? și să avem credință că așa și este tot ce am cerut și dacă este cu voia divină, în următoarea perioadă Universul va face într-un fel sau altul cumva, ne va aduce ceea ce ne dorim noi, dacă este spre binele nostru mai înalt și dacă este cu voia divină. Dacă cumva poate nu s-a îndeplinit, nu fiți dezamăgiți. Putem repeta metoda în următoarea lună. Poate nu suntem destul de deschiși, poate mai avem și ceva blocaje, nu putem să ne manifestăm exact ceea ce ne dorim noi și ar fi bine să mai repetăm încă o dată, eu am să vă arăt și alte lumânări, alte, mă scuzați, ritualuri pentru a ne curăța pentru că va urma lună plină și când avem lună plină este o perioadă foarte intensă, foarte bună pentru a ne curăța de energii, de karmă, de orice este negativ pe calea noastră. Eu vă mulțumesc, dragilor, vă urez în continuare o seară plăcută sau o zi plăcută, depinde de momentul în care dumneavoastră urmăriți acest clip. Și vă urez mult succes, fie ca toate dorințele noastre să se transforme în realitate, și să trăim cu toții într-o lume mai abundentă, într-o lume fericită, și fiecare dintre noi să ne trăim propriul nostru vis, să avem încredere în ceea ce ne dorim noi, doar așa dorințele se împlinesc. Când avem multă credință, când credem cu adevărat, putem mișca și munții din loc. Și Isus ne spunea, uh, ca și mesaj ne-a lăsat nouă, când avem ceva de cerut, spunea, bate și ți se va deschide. Așa și noi batem la ușa Universului cu acest ritual, prin cererea noastră și cu siguranță suntem auziți. Da? Eu n-am să vă mai spun mai multe pentru că nu vreau să vă plictisesc, așa aș vorbi foarte mult și pe curând dragii mei, vă aștept la noi ritualuri. Dacă vă place acest canal de YouTube, nu uitați să vă abonați. Eu voi începe să creez alte metode pentru că acum s-a rezolvat toate problemele cu canalul meu de YouTube și vă voi aduce multe informații noi. Pe curând!